Rebecca, asta vă voi arăta cum se face slime neon. Veți avea nevoie de 2 pixuri colorate. Vă voi arăta cum să scoateți culoarea din aceste pixuri. Deschideți această chestie. Mă rog, știți voi. Luați rezerva și vedeți partea asta, tăiți un pic, partea aceasta, o îndoiți un pic și cu unghia trageți. Și suflăm pe partea aceasta și va ieși culoarea. 2 tuburi de lipici, 2 boluri sau unul, depinde de câte slime-uri faceți. Dacă faceți 3 boluri, 1 un bol, un pahar cu apă. Această linguriță îmi trebuie pentru borax. Borax găsiți doar la farmaciile care fac preparate, care au laborator. În amândouă bolurile punem lipiciul, lichid. Punem pe tot și o să vedeți voi după aia de ce. Pentru că aceste piante de lipici le vom umple cu apă. Da. Și acum și în acesta. Așa. Acum punem coloratul sau pixurile colorate. Să le desfac. Primul va fi portocaliul. Și suflăm. Ok, am pus și acum îl vom lăsa deoparte și îl vom pune și pe cel galben. Așa. Și acum amestecăm. Așa și bine. Ok. Acum vom umple bolurile de lipici cu apă. Și acum vom pune. Așa, primul și al doilea. Și acum amestecăm. Se vede că deja se formează un pic. Se vede? El deja începe să se formeze. Ok. Să nu fie absolut deloc lipicios. Dar încă nu este gata. Vom lăsa aceste 2 boluri deoparte. Și luăm boraxul și punem cam un sfert de linguriță. Cam atâta, un vârf. Și amestecăm. Și trebuie să amestecăm până ne asigurăm că boraxul se dizolvă complet. Boraxul s-a dizolvat, bine, mai e puțin pe fund, dar acest lucru nu contează. Acum îl dăm deoparte. Uitați-vă și voi ce avem făcut aici. Da. Luăm cele 2 boluri frumoase și adăugăm cu lingurița puțin câte puțin în fiecare castronel. Se formează? Da, se formează, după cum bine vedeți. E un pic lipicios, asta e clar că este un pic lipicios. Prima dată trebuie să-l terminăm pe cel portocaliu și după aia îl terminăm și pe cel galben, nicio problemă. No problemă. Perfect. Acum
îl vom lua în mână. Eu voi mai pune. Și voi mai amesteca. Da, îl vom lua în mână și îl vom face până când nu se va mai lipi. Eu voi mai pune puțin. Și voi mai amesteca pentru a fi sigur de acest lucru. El gata, nu se mai lipește absolut deloc. Bine, se mai lipește foarte puțin, dar foarte, foarte puțin. Îl facem foarte bine în mâini. Primul slime și acum dăm bolul acesta pe parte. Vom continua și pe acesta. E foarte, foarte ciudat această culoare. Și adăugăm și adăugăm și adăugăm până când nu se mai lipește. Se lipește de mâini și vom mai adăuga. Ok, acum îl vom lua în mână și îl vom face. Acesta, sincer, îmi place mult mai mult decât celălalt dinainte, cel portocaliu. Eu am cumpărat un recipient cu două compartimente ca să stea bine mersi împreunate, să stea galben într-un loc și portocaliu într-un loc. Portocaliu e vecinul lui galben, galben e vecinul lui portocaliu. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Dacă n-ați făcut-o, pa!